Controversații milionari Andrew și Tristan Tate au fost ridicați iar de procurorii DICOT și duși la audier după 10 ore de percheziții. Anchetatorii fac cercetări într-un nou dosar în care se vorbește inclusiv despre trafic de minor și act sexual cu un minor. Andrew Tate este bănuit că ar fi întreținut relații intime cu o adolescentă, iar împreună cu fratele său ar fi păcălit peste 30 de tinere din România, Anglia și Ucraina să facă videochat în folosul lor. După 10 ore de percheziții, frații Tate au fost scoși fără cătușe din locuința lor și duși cu duba jandarmeriei la DICOT. Au fost cooperanți și au susținut că sunt nevinovați, cu toate că procurorii îi acuză acum de trafic de minori și act sexual cu un minor. No trial, no judge, just jail, jail, jail. The Matrix is very angry at me. What I've done wrong, who knows, but it's certainly not human trafficking anybody. Procurorii DICOT au descins la ora 6 dimineața în locuința bine păzită pe care frații Tate o au în orașul Voluntari. Jandarmii de la Brigada Specială de Intervenție au escaladat gardul înalt de aproape 3 metri, dar la intrarea în casă au dat de o ușă securizată pe care nu au putut să o spargă cu berbecul. Andrew și Tristan Tate au fost însă cooperanți și le-au deschis ușa mascaților. De această dată, Andrew Tate este vizat de act sexual cu un minor, după ce ar fi întreținut relații intime cu o adolescentă de 15 ani. Victimele ar fi fost ademenite de frații Tate prin celebra metodă Loverboy, ceea ce înseamnă că aceștia le arătau false sentimente de iubire, apoi le făceau să practice videochatul în favoarea lor în țări precum România, Anglia sau Ucraina. Procurorii vorbesc despre cel puțin două victime care erau minore. Frații Tate sunt deja trimiși în judecată pentru trafic de persoane și viol, dar dosarul inițial a fost disjuns, iar procurorii continuă acum cercetările pentru alte acuzații grave, cum ar fi constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, act sexual cu un minor, influențarea declarațiilor și spălare de bani. Surse DICOT susțin că în noul dosar ar fi vorba de încă 30 de victime care ar fi fost obligate de frații Tate să se lase filmate pentru site-urile dedicate adulților. O parte dintre ele au depus deja mărturie împotriva britanicilor. Procurorii DICOT și polițiștii au căutat în locuința fraților Tate orice probă sau indiciu care ar putea avea legătură cu cauza, de la documente, înscrisuri și poate chiar și suporturi tehnice. Aceștia au verificat inclusiv mașinile fraților Tate aflate în curtea acestora. Bănuiesc că este vorba despre dosarul care a fost disjuns din primul dosar și despre care știam, dar deocamdată se fac acte de percheziție. Deocamdată nu există nicio informație, pentru că nicio persoană din cele pe care le reprezint nu au dobândit o calitate legală în acest dosar, pentru care nici eu ca avocat nu am voie să știu vreo informație. La DICOT au fost citate și Georgiana Nagel și Luana Radu, cele două femei care, conform autorităților, i-ar fi ajutat pe frații Tate să-și racoleze victimele. Tot acolo a ajuns în calitate de martor și șeful pazei de la Casa din Voluntari. Probabil că am legătura de contractuală cu ei și din cauza asta e normal și am dat informații care s-au cerut și mai departe vedem ce se întâmplă. Procurorii DICOT au cerut sechestru pe mașinile parcate în curtea fraților Tate. Anul trecut, autoritățile le-au mai ridicat acestora bolizi de peste 3 milioane de euro. Aseară, cu câteva ore înainte să fie săltat, Andrew Tate a postat pe rețeaua de socializare X, fostă Twitter, un videoclip filmat dintr-un studio care arăta ca o celulă de pușcărie. Este ora 3 dimineața și sentimentul "îmbogățește-te sau mori încercând" te lovește. Postările au continuat și în timpul perchezițiilor. The process is a punishment, which is why they choose sexual crimes. They're also extremely subjective, hard to prove, they don't need any solid evidence. Andrew și Tristan Tate au fost arestați preventiv în 2022, timp de 3 luni. Apoi au fost plasați în arest la domiciliu. Ulterior, măsura le-a fost înlocuită cu cea a controlului judiciar și au avut pe rând interdicția de a părăsi capitala și județul Ilfov, apoi România, iar luna trecută li s-a permis să călătorească, însă numai în Uniunea Europeană. Cei doi sunt cercetați și în Marea Britanie pentru agresiuni sexuale comise între 2012 și 2015. După ce au fost interziși pe platformele sociale pentru mesajele misogine transmise publicului, guvernul englez vrea să schimbe acum legislația pornind de la cazul fraților Tate. Practic, englezii își doresc ca misoginia extremă să fie tratată ca o formă de extremism.